În aproape un secol de existență, echipa națională a trecut prin multe bătălii. În atâtea decenii, tricoul României a devenit un simbol. Și toți îi primiră, îl purtară cu mândrie. Uneori își ștearsără cu el lacrimile de tristețe, alteori îl fluturară de bucurie. Și acum, la intrarea în al 100-lea an de România, o veni momentul ca tricoul României să aibă blazonul lui. Prin el intrăm cu toții pe teren. El reprezintă credința că putem fi mai buni și dragostea tuturor românilor pentru echipa națională. Și nu va fi purtat doar de 11 jucători, ci de o țară întreagă, la fiecare meci. E mai mult decât un blazon. E scutul sub care echipa națională a României își propune să ne aducă pe toți. Munteni, moldoveni, ardeleni, olteni, dobrogeni. Din nou, împreună. Ne bucurăm împreună. Suferim împreună. Luptăm împreună!